Bobocii din campusul de la Petroșani au putut să vadă dacă și unde au fost admiși. Vineri la prânz au fost afișate rezultatele admiterii la această universitate, iar locurile nu au fost încă ocupate în totalitate. Înscrierile care au avut loc în prima etapă de admitere au fost în tonul celorlalți ani, respectiv anul trecut și acum doi ani. Actualmente avem înmatriculați după prima sesiune la licență circa 340 de studenți plus 61 de studenți din Basarabia. Avem 100 de locuri pentru studenții moldoveni și ca atare mai avem nevoie de aproape 40 de studenți și mai avem de ocupat 300 de locuri bugetate la specializările de licență. La masterat am ocupat toate locurile bugetate, avem și locuri cu taxă ocupate. Avem, în schimb, probabil, după ultima retragere, încă vreo două locuri la master care ne vom ocupa sigur în toamnă. Universitatea din Petroșani va ține deschis programul online de admitere începând cu data de 10 august, așa încât candidații să se poată înscrie pe posturile libere. Asta pentru ca și elevii ce promovează bacalaureatul de toamnă să aibă șansa de a ajunge studenți la Petroșani.